Creșterea dobânzilor este principala metodă de luptă cu inflația, susține BNR. Printre efectele scontate se numără restrângerea creditării sau încurajarea economisirii. Aceste măsuri stimulează scăderea inflației, care se preconizează a se întâmpla la jumătatea anului viitor. Dobânda cheie restrânge creditarea, stimulează economisirea, creșterea dobânzii și implicit în acest mecanism reduce cererea și cantitatea de bani existentă în piață. Reducând cererea, presiunea pe prețuri este într-o anumită scădere, după ceea ce influențează apoi indicele de inflație. Avem anumite efecte pe zona de prețuri care este condiționată de mecanismul de cerere în principal. Din păcate, nu are efect asupra prețurilor la energie, pentru că acolo e o problemă de ofertă, nu de cerere. Nu e că e o cerere prea mare care a determinat neapărat o creștere de prețuri. Acolo e o problemă la ofertă, la produsul principal, adică la energie, care are perturbații semnificative pe toate piețele. Specialiștii din BNR susțin că măsurile luate trebuie dublate de o politică a guvernului de menținere a deficitului bugetar stabilit. Pentru a combate inflație trebuie un mix de politici în care politica monetară este susținută de o politică bugetară și fiscală, care la rândul ei are asemenea efecte de strângere a banilor, să nu fie una laxă. Acum, noi am luat în calcul, sigur că da, un anumit comportament guvernamental care poate fi înscris în menținerea anumitului deficit bugetar. Pentru că asta, până la urmă, se subsumează acestui deficit bugetar și câtă vreme nu avem depășiri ale deficitului bugetar, suntem într-un oarecare grafic de combatere a inflației pe care ne-l asumăm. BNR spune că salariile nu trebuie să crească mai mult decât rata inflației, pentru că astfel ar duce la un cerc vicios. Important este un anumit lucru, să nu intrăm într-o spirală creșteri de prețuri salarii, pentru că e o spirală clasică în economie care duce la aprinderea și continuarea unui proces inflaționist pe care nu mai apuci apoi să-l recuperezi. În consecință, asta e ceea ce urmărim. Deocamdată, creșterile salariale au fost, evident că au influențat inflația, dar au fost sub nivelul inflației. Asta este extrem de important. Deci acestea sunt cele două aspecte. Păstrarea deficitului și anumite tipuri de cheltuieli care să nu îngreuneze și mai mult procesul dezinflaționist.